Guvernarea nu înseamnă judecată. Deci în momentul în care noi schimbăm o persoană, fie politic, fie prin alt motiv, asta nu înseamnă că noi îl băgăm la pușcărie. Deci asta înseamnă că noi credem că acea instituție trebuie să fie condusă de un alt om, mai corect, mai integru și un om mai profesionist. Da. Respectiv, iar dacă vom depista, și sunt sigur că în multe situații, extrem de multe situații, vom depista cazuri care trebuie să ajungă pe masa procurorilor, vom sesiza imediat procuratura, CNA-ul și alte instituții a statului ca să intenteze eventual dosare sau să investigeze cazurile de corupție care au fost identificate de... Но как вы будете решать, кто, к примеру, заслуживает оставаться в своей должности, а кого нужно обязательно менять? То есть это будет делаться на основании чего? На основании того, что писала, допустим, пресса, журналистские расследования, либо у вас есть какие-то свои собственные фильтры? Deci, Каков механизм? Deci noi, eu cred că toată societatea știe cazuri foarte exacte în care lucrurile nu au mers bine. Eu chiar am să spun, am să dau și niște exemple. Noi avem situații la Comisia Electorală Centrală care trebuie să le clarificăm. Ce s-a întâmplat în aceste alegeri? Da? Când în anumite situații și anumite decizii a judecăților nu au fost aplicate. Vreau să înțeleg. Avem situații la Consiliul Concurenței, spre exemplu, care sunt sub Parlament. Avem situații la ANRE, în unii lucruri care la fel nu este clar ce se întâmplă. Consiliul Audiovizualului. Da. Și vom lua aceste cazuri sau mergem mai departe. Но Agenția de APP-ul. Но некоторых из этих структур, которые вы еще мандат не истекли до конца. Что вы будете делать? Надо будет менять закон или что? Dacă va trebui să intervenim și pe modificarea de anumite legi ca să intervenim pe aceste structuri, atunci o vom face. Mergem mai departe. Закон обратной силы не имеет. Mergem mai departe. Logica, понятно. Agenția Proprietăților Publice, în care toată lumea știe. Oamenii acolo s-a furat la greu. Se fură. Și se fură în continuare. Nu cred că vom accepta să rămână persoanele de acolo. Și acolo nu avem nevoie de foarte mult timp. Sunt anumite instituții care se schimbă prin decizia sau prin hotărârea de guvern sau prin ordinul secretarului general al guvernului și noi cu siguranță vom interveni. Deci ce trebuie să înțeleagă și oamenii, dar în mod special în această perioadă funcționarii publici, este că nu putem să schimbăm lucrurile în țară dacă nu ne schimbăm pe noi. Iar ei trebuie să înțeleagă că aceste schimbări sunt necesare pentru a împinge lucrurile înainte. Și acolo unde va fi nevoie, vom face schimbările.